Balul britanic organizat de International House a strâns copii mai mici sau mai mari, părinți emoționați și profesori dedicați. Marea plăcere a fost, bineînțeles, a celor mici care au venit în costume de epocă. Eu m-am costumat în cavaler din curtea regală. Te-ai costumat? În creasă zăpezii. De ce te-ai îmbrăcat ca împăratul Cezar? M-am uitat la costum și mi-a plăcut. Și acum am gândit că e potrivit. Presupun că sunt o prințesă. Adunați pentru a sărbători oficial ziua de naștere a reginei Elisabeta a II-a, care anul acesta a împlinit 90 de primăveri, oaspeții au avut parte și de o surpriză din partea suveranei. Acum două zile, surpriza a fost că am primit acest mesaj direct din partea majestății sale, adresat tuturor participanților la balul britanic. De asemenea, suntem aici pentru a strânge fonduri pentru copii care nu mai au părinți sau care sunt defavorizați de soartă. În cadrul evenimentului au fost premiați copiii cu merite deosebite la limba engleză în acest an școlar, care au obținut rezultate remarcabile la concursul Phonics și alte examene internaționale. Unii finaliști au avut emoții până în ultimul moment. Și vreun premiu o să iei în seara asta? Încă nu știu, că suntem 6 și fiecare a concurat pentru primul loc. În total, 80 de copii au plecat acasă cu diplome, unele dintre ele fiind decernate chiar de ambasadorul Marii Britanii la București. Deși nu are nici 2 ani în România, emisarul reginei vorbește foarte bine românește. Cred că acest bol, bineînțeles, este în onoare de majestatea sale, dar și machiază importanța în România de limba engleză și cultura engleză. Nivelul engleză este foarte înalt în România. Printre premiile primite se numără tabere de engleză în regat, cărți, rechizite și vouchere. La bal au cântat Felicia Filip, dar și alți artiști precum quartetul Anima, Lidia Buble și grupul de copii condus de Oana Sârbu.